O grevă spontană a avut loc joi dimineața în fața Spitalului Clinic Județean de Urgență din Cluj-Napoca. Nemulțumiți de faptul că indemnizația de hrană a tuturor angajaților va fi impozitată cu 45%, aproape 30 de angajați ai spitalului au protestat față de această măsură, pe care o consideră abuzivă și nedreaptă. Ministerul Finanțelor ne transmite că indemnizația de hrană va fi impozitat cu 45%. Indemnizația acum este de 317 lei și dacă va fi impozitat cu 45%, vom ajunge la 150 de lei. La protestul spontan nu a participat niciun medic, deși măsura îi afectează în egală măsură. Brancardierii, asistentele și ceilalți membri ai personalului auxiliar susțin că această măsură îi afectează mai mult pe cei cu salarii mai mici, astfel că ei sunt primii care au reacționat. Ne-au dat până anul trecut bonuri cu 9,75 lei. Acum ne dă bonuri de 15 lei și ne face impozit de 45%. Ce vă puteți lua cu 8 lei? Ce fel de mâncare? Două pachete de chibrite, dragă. Vrem dreptate! Pentru sănătate! Așa! Așa! Să se audă până în mijlocul pușului. Conducerea spitalului susține că nu poate face nimic în privința indemnizațiilor de hrană, deoarece legea este destul de clară în această privință. Angajații susțin că vor continua protestele în următoarea perioadă, până când impozitul la indemnizația de hrană va fi redus la 10%, așa cum a fost până acum. După data de 16, cred că se va continua cu grevă spontană. Protestatarii au făcut apel la deputatul clujean Emanuel Ungureanu, ale cărui eforturi, susțin aceștia, sunt apreciate în rândul angajaților din sistemul medical clujean. Domnul Sorin Ungureanu are dreptate și chiar pe această cale dorim toată lumea să știe că suntem Emanuel, îmi cer scuze, dorim să-i transmitem că suntem alături de dânsul și să vină să stea de vorbă cu noi. Pentru dreptate!